doi decât parlamentare, ca să nu coincide pe nostru. Și eu să aibă doar un mandat. Omul care gestionează un așa aparat să aibă doar un mandat și să-i fie lui într-un loc de parlamentare care sunt acum și tot de cei care vin. Pentru că el oricum n-a să placă și știi că are un mandat și nu mai trebuie să cocheteze cu nimeni, să placă pentru că oricum creagă de funcție așa. Și n-are decât să funcționeze la locul sa. Noi trebuie să încercăm să schimbăm chestia asta. Și să aibă un mandat, ne scădem cu mandatul parlamentarilor, ca să nu coincide, să-și facă treaba nu separat. Și deja s-au auzit vorbe că ar fi bine să nu iasă din executiv. Dar cum să se rupă el dacă este în executiv acolo? El trebuie să fie instituții separate. Simplificat, luat cu bilete economic, ca să nu mai ai la agenții economici, n-are și că la agenții economici. La agenții economici ducă fiscul, care este ce mai este? Poliția economică, dacă poliția economică își decide o revizie dacă este și îi copedeți și gata, că n-a. Dar asta se zice că nu îi poate să fie și curtea de contul deja. Așa, pentru că e mai interesant. S-o cam dat. Da, vă rog. Vă rog, care e controlul de radar în Republica Moldova? Cum să de ce? Radar în Republica Moldova. Radar, radar. Pentru că nu așa de viață, dar de zilul, de nu e scurta, oameni de zilul, care mărți unul, care e controlul pentru radar? Cum se face verificarea radarului? Nu e aparatul. Cum se controlează radarul pe zi, da? O zi de lucru, când e terminat, radarul, la sfârșitul zilei, își dă tare țară. Atât am prins, atât au plătit tare mea. Vreau să vă spun, eu vreau să... Mai poate era să explice că nu. Vreți să iau mașini de acum, ai dat mașini, că am văzut mai știu. Așa? Ce nu cu radarul? Și eu prins pe drum, ce-ți spune? Deci costă 600 de lei în metru. Dacă e pe loc. Deci, nu, 600 de lei, 600 de lei cu asta mea, da? 600 de lei, 69 de ori. S-au zis 50 de lei, așa. Interesați să vă dea niște bani pentru asta și să vă dacă sponsorizează cineva, apoi vine fiul și da.
Nu vreau să scot acum. Da, dacă vă am înțeles, stai și scot faci. Sărinți. Sărinți. Da, vă rog. Dacă mai este în spate, vreau să mă zic că e... Hai de domnul și pe aceea. Da. Deci eu mă refer la subvenții. Nu ați fost să fie subvenții. Am văzut că vă stăte... E unul de procedura sofisticată și care îți iese pe noastră. Adică este procedura cerința principală în contul în bancă. Cunoașteți dumneavoastră gospodării de care mergi, deschizându-și contul în bancă, nu li se explică situația că ei sunt obligați după deschiderea contului de bancă, să mă întrețin în contul în bancă. 35 de lei mare. Da, dar pentru un pensionat sau pentru un om care pot să beneficiază un hectar, care a plantat un hectar, el nici nu cunoaște. Deci anul trecut au beneficiat din vremea lor, avem 83 de gospodării țărănești. Ai spus că sunt altă formulă, pentru că... Păi, asta și exact așa vorbesc. Un agent economic mare este un agent economic mare care are cont și care are vizet și care are. Și are un gospodărie țărănească mică, care și-a deschis și-a primit, a beneficiat de subvenție și-a deschis un cont de bancă, chiar de mine, cu datorii față de bancă. Când la urmă ies că te-o trebuie să achite și tot în contextul, da? De subvenție mare, subvenție mare, pentru că de subvenție am înțeles într-o anul 2000, când s-a anunciat la pentru 2011, cunoașteți că de la 20 la 10% am luat la pentru 2012 și se vorbește despre cum vă uita să obiectați. Dacă nu mai introducem și chimicale și toate este atunci, chiar e și interesant. Despre cum nu știu, o să mă întrebești și o să vă spun. Dacă să mă desată la urmă cu o întrebare concretă, formalizat într-o scoare, eu o să vă pot răspunde imediat. Dacă nu, o să o fac public, o să vă auziți public. Păi, este pe tot de Republica, nu este foarte într-o lume. Dar fie să mă dat o scoare acum? Da. Dar altfel trebuie să fac o scoare mie. Am avut o problemă, am fost organizat de judecată. Și mă fac impresia că un om de-a mai și mai bine în instanță de libertate este privit ca o fac de-a ce mai mult. Noi trebuie să facem aici o justiție, pentru că noi i-am lăsat, ei și-au făcut capitală, că nu toată lumea e coruptă în justiție, dar acei care sunt, îi demotivează și ei normali să lucreze. Pentru că ei își fac capitală și trec de așa. Și eu vă spun că agenții economici, când vin în judecate, normal că sunt băliți, mai ales dacă sunt doi, se începe licitația asta. Care le-am avut, și ce este? Eu aș veni cu reformele cele care s-au propus. Sunt oameni care vin cu reforme clare. Și posibil de reforme care vine acolo, foarte dure și clare, de a simplifica și de a scoate toți modificatori, de a optimiza, de a le face asistația pe care după anumite criterii. E simplu trebuie să faci chestia asta. Ce le facem? Dar la moment să fiți absolut corect. Să începe licitația. Să știți că ei se bat după societatea acestor promiști. Nu vor zici dosarul un pensionar, că nu am întreabă. Când vă dăm dosarul de la acest economic, se rup. Mă rog. Deci, părere despre situația care astăzi spune startup-ul de Ryanair la Albert Bank. Corect! Luați loc de concret. Nu știu cât vă privește, dar mă întrebați la întrare. De-aia pot să mai spun aici. O să am zis la televizor. Dar o să spun și, la, și acum aici. Eu consider că tot balamutul ăsta în politic care este, instabilitatea asta, creează premise și condiții ca să facă porcările care sunt. Există la curie în legislație, dar abordarea sistemică și autoritatea statului, când au fost, nu permis nici lor să abuzeze, celor care fac. Astăzi, lacunele în justiție, lacunele în legislație și poate, nu vreau să spun așa, că aș spune mai dur. Aș spune mai dur. Mai dur, da? Ia să decoritează care alege, așa să spune așa. Dar dacă facem, mă fac erou la televiziune, lăsați-mă, hai. O să vă scriu eu așa să vă spun. Imposibilitatea de a acționa, voi traduce eu cum traduceți-o cum credeți. Creează premise și posibilități ca să fie atacate, dar eu vreau să spun că aici m-a plăcut. Noi toți în alianță, solidar, ferm, am acționat, dur și s-au oprit, nu s-au permis. Eu nu știu ce a fost asta, a fost un act de verificare sau a fost
cineva a încercat să politizeze în momentul ăsta, nu știu ce a fost asta, dar oricum s-a stopat. Și asta ne dă încă o dată certunea că noi trebuie să schimbăm în legislație, dar punere, ca să putem post-factum să acoperim problemele. Ele nu poate fi. Se poate fi anihilat, însă de fapt nu există la cone în legislație. Eu cred negativ la acele alinete, dar sunt sigur că ele vor fi stopate și o să ancheta va arăta dacă este cineva, cine s-a băgat, s-a îmbrăgat pe toate recordanțele astea. Da, da. Eu se un alt bun pentru investitori. Bun? Bun? Da. Ghilimele. Ghilimele. Mare ghilimele. Mare. 28% la oameni în parcă